Perioada premergătoare debutului oficial al sezonului gripal a început să facă primele victime. Tot mai multe persoane de toate vârstele s-au prezentat la medici cu simptomatologie de viroză sau gripă. De aceea, Direcția de Sănătate Publică Olt a anunțat că va da startul perioadei de supraveghere a gripei, începând cu data de 2 octombrie 2023. Perioada de supraveghere a gripei, infecțiilor respiratorii acute și infecțiilor respiratorii acute forme severe pentru sezonul rece 2023-2024 va debuta din data de 2 octombrie 2023. Culegerea datelor se va face cu ritmicitate săptămânală în fiecare zi de luni până la orele 13 de la toți furnizorii de servicii medicale de la nivelul județului Olt. Direcția de Sănătate Publică Olt susține recomandarea că vaccinarea antigripală este cea mai sigură și eficientă măsură de profilaxie care trebuie aplicată cu caracter anual. Reprezentanții DSP au mai adăugat că există mai multe categorii de persoane care pot beneficia fie de o reducere de 50%, fie de una totală. Segmentele populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 50% din prețul de referință a medicamentelor imunologice, respectiv pentru vaccinarea împotriva gripei, sunt persoanele cu vârste cuprinse între 45 și 65 de ani, fără boli cronice. Segmentele populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 100% din prețul de referință a medicamentelor imunologice, respectiv vaccinul gripal, sunt copiii cu vârste cuprinși între 6 luni și 19 ani, gravidele, persoane cu vârste mai mari sau egal de 19 ani și 65 de ani aflate în situații de care sunt în evidență cu afecțiuni cronice. Beneficiază persoane cu vârstă peste 65 de ani, indiferent dacă sunt sau nu sunt în evidență cu afecțiuni cronice și, nu în ultimul rând, beneficiază și personalul medico-sanitar și auxiliar din unitățile sanitare. Medicii fac apel la oameni să se imunizeze pentru că vaccinarea este cea mai sigură metodă de protecție împotriva gripei, care în unele cazuri poate duce la deces.